Se spune că într-o zi, o cioară s-a întâlnit cu o bufniță. Cum ele se cunoșteau de multă vreme și erau chiar vecine, cuiburile lor fiind în aceeași parte a păturii și cum se știe că bufnițele obișnuiesc să mai mănânce puii altor păsări, cioara, care tocmai devenise mamă după multe așteptări, o rugă pe bufniță să aibă grijă să nu-i mănânce puii pe care îi iubea ca pe ochii din cap. Atunci bufnița o întrebă pe cioară care sunt puii ei, cum arată, ca să nu cumva să-i mănânce fără să știe. Atunci cioara, cu mare dragoste pentru puii ei, îi spuse că cei mai frumoși pui din pădure sunt puii ei, că nu va putea să îi confunde. Deci, unde va vedea cei mai frumoși pui să ocolească acel cuib, căci e cuibul ei. Zis și făcut, bufnița îi promite că va ocoli cuibul în care va vedea cei mai frumoși pui. Într-o dimineață, venind acasă, cioara își găsi cuibul gol, semn că pe acolo trecuse bufnița. Disperată, aceasta plecă la bufniță și plângând cu foc o întrebă de ce i-a omorât puii, căci o rugase să nu o facă. Atunci bufnița, mirată, îi spuse că puii din acel cuib erau cei mai urâți pui pe care i-a văzut în viața ei și nu și-a imaginat că ar putea fi ai vecinei sale, căci doar aceasta îi spusese că sunt cei mai frumoși pui din toată pădurea. Morala e că toți părinții au impresia că puii lor sunt cei mai frumoși pui din lume și să îndrăznească cineva să susțină contrariul.